În Republica Moldova, ritmul de îmbătrânire a populației este mai accelerat decât în țările dezvoltate. Totodată, vârstnicii de la noi resimt presiunea sărăciei, dar și a discriminării, ignorării și lipsei de informare. Fiecare an, la 15 iunie, este marcată Ziua Mondială de Conștientizare a Abuzului asupra Vârstnicilor. Cu această ocazie, în orașul Șoldănești s-a organizat un eveniment de sensibilizare și conștientizare a acestei probleme. Noi ne propunem ca împreună cu organizațiile partenere din 5 localități, împreună cu Help Age International, să facem o activitate publică, o campanie de informare ca să atragem atenția în primul rând asupra problemei abuzului, asupra persoanelor în vârstă și să îndemnăm persoanele să nu tolereze violență și să informeze alte persoane care se află la risc unde să se adreseze. Vârstnicii prezenți la eveniment au fost beneficiari unor sesiuni de informare și acum desfășoară activități de voluntariat, depistând cazuri de abuzuri asupra bătrânilor din localitățile lor. Poate sunt când câteodată spune și mai vrei, că e că din pricină că e dat la așa la casă, așa la lasă să te îngrijească, la așa e dat pentru o cocioabă să se vădească, asta desigur că de mână e frumos lucru și unde e posibil mai spunem, dar cum mai ai nas să vorbești, doar te-o crescut. Cele mai frecvente cazuri de violență asupra bătrânilor sunt comise de cine? Comise și de copii se poate să întâmple și de nepoți și chiar de un trecător sau în transport, foarte multe cazuri sunt. La întrunirea vârstnicilor de la Șoldănești au venit și reprezentanții poliției locale. Deseori, bătrânii abuzați aleg să tacă. De aceea, polițistul de sector i-a îndemnat pe voluntari să denunțe cazurile de violență din comunitate. Polițistul susține că aceste denunțuri pot fi chiar anonime. Ca recomandare este adresarea la 112, serviciu unic format, și care activează destul de bine, adică relatează despre cele întâmplate în sfera de familie. Și deja organele competențe deplasează la fața locului pentru documentare și adică constatare și documentarea cazului. Polițiștii din Șoldănești oferă oportunități pentru tineri de a se implica direct în sesiuni de informare privind drepturile vârstnicilor. Noi în localitate organizăm diferite activități cu persoanele de vârsta a treia și îi ajutăm, mergem uneori prin curțile lor și le facem și curat și le aducem o cană de apă, încercăm să prevenim violența. Reprezentanții ONG-urilor locale susțin că abuzatorii persoanelor în etate sunt deseori rudele mai tinere, care de fapt ar trebui să le trateze cu bunăvoință și susținere. Am descoperit 3 cazuri de violență, dintre care una chiar a fost salvată, o vârstnică, a suferit în cauza violenței din partea ficiorului. Agresorul a fost scos din casă și cu asta ne mândrim că anume noi, anume asociația noastră s-a implicat în acest caz. Am avut cazuri unde un vârstnic era abuzat de nora sa. Noi am identificat cazul și am referit la un psiholog cazul și am avut discuții cu psihologul. La moment situația este rezolvată. Ce ați învățat de la acest eveniment? De la acest eveniment am învățat că acei tineri trebuie să aibă grijă de bătrâni, să-i ajute după posibilitate. Evenimentul de informare cu privire la drepturile vârstnicilor și la măsurile de combatere a violenței a adus în atenția localnicilor mai multe probleme. Chiar și folclorul național denotă că persoanele în etate din Moldova nu se simt bine la această vârstă. Vai, Doamne, ce bine ar fi dacă n-am îmbătrânit, dacă n-am îmbătrânit, mă. Totuși, vârstnicii informați și respectați ar putea fi un grup demografic valoros.
iar folclorul generațiilor viitoare ar trebui să cânte altfel, bătrânii și senectutea.